Capitolul 12 Pe povară l-am zărit de departe. A ajuns la locul întâlnirii înaintea mea. Se plimbă nervos prin fața restaurantului, ridic brațul, mă zărește și îmi vine în întâmpinare. Are un mers atletic, militaros, tot datorită anilor petrecuți la școala de ofițeri. Al meu e la fel. Ce s-a întâmplat? De când ai început să-mi dai întâlniri pe la marile restaurante? Povară e înfrigurat și la propriu și la figurat. E și el în taie, ca și mine. Îl iau un păciuitor de braț. Ce e să se întâmple? Mai nimic. Mi-am adus și eu aminte că astăzi a fost ziua mea. Hai, fugi de aici. Și m-am hotărât să dau o bere. Una de calitate. Povară reacționează prompt, prietenește, mustrându-mă. S-o fi invitat și pe Lili. Născoceți o minciună. Nu-i dezvălui scopul adevărat al invitației dintr-un motiv temeinic. Îmi cunosc colegul. În momentul în care povara ar ști că mi-am impus o misiune și nu o aniversare, reflexele profesionale nu întotdeauna subtil ci zelate îi s-ar declanșa de la sine. În local se va foi pe scaun, în răstimpuri își va plimba privirile pe un semicerc de 180 de grade. Nu doresc să fim mirosiți, urmăresc un singur scop, deocamdată neutru. Maiorul Stelian m-a făcut curios și vreau să văd mutra lui Pascaru Junior. Totuși povară mă suspectează. Dacă e ziua ta, de ce nu ți-o sărbătorești într-o bombă de pe chei? Ce naiba mă povară o dată pe an e ziua mea. Aici au și o bere bună. Intrăm direct. Străbatem localul pe toată lungimea sa, e înainte. Deodată, datorită semnalmentelor date de maiorul Stelian, îl identific pe Pascaru Junior. Mă cuprind o bucurie de parcă aș fi făcut cine știe ce descoperire. Hennessy arată exact așa cum mi-a fost descris. Elegant, modern, dar nu extravagant nu e singur. Îi ține de urât o fată nostimă, cu păr lung, lins, cu un breton ce acoperă fruntea până aproape de sprâncene. Găsim și noi o masă. Ne așezăm. Unghiul din care urmează să-l observ pe moștenitorul averii de la Lugoj nu-i prea fericit, n-am însă de ales. Povar îmi dă dovadă că mă ține pe mine, sub observație. Se aplacă peste masă și mă întreabă în șoaptă. Pe cine ai văzut? O vecina lui Lili. O să mă toarne că m-a întâlnit la Atene Palast. Mă, da -e frică de ea! Povară râde victorios, în sfârșit, a adibuit în organizarea mea interioară, solidă ca o cetate, o slăbiciune. Bine că ești cu mine, ține el să mă liniștească. O să-ți iau apărarea. Ospătarul se prezintă la masa noastră. Comand cremvuști, bere, povară mă ia peste picior. Cheltuiești cam mult cu mine. Totuși e impresionat de gestul meu nu pentru că nu ne-a mai cinstit cobere sau coțuică, ci pentru că evenimentul se produce într-un local de lux cu prețuri de lux. Ne aprindem țigări, fumez și trac ochiul în direcția lui Tudorel Pascaru. E jovial, curtenitor, ce naiba doar știe că vă e mort, că are doliu în familie. Sau are în continuare dispensă din partea bătrânului? fâța al soarbe din ochi, fumează și bea. Îmi rotesc încet privirile prin local, pe la mese, mulți tineri, chiar foarte mulți. Coniac, bere, vin. De unde o fi avut puștimea asta atâția bani? Încerc să-mi identific colegii de la economic în grija cărora se află Henesi, dar nu îi Te pomenești că și Petronela Stavro o fi aici. Îl aud pe povară spunând ca și cum până atunci am fi discutat de ale noastre. Ripostez cu mirare. Ce-ți veni? Fata indurerată, dacă nu chiar în doliu. N-ar îndrăzni să desfidă într-un asemenea hal memoria fostului ei iubit. Așa îndoliată, pe unde o fi umblând noaptea? Povara mă privește sarcastic, iar eu, ca să-i abat atenția de la temă, fac pe nebunul. Uite cei băiete, e ziua mea și n-am chef să discut aici chestiuni de serviciu. Lui povară nu-i rămâne decât să fie de acord. În sinea mea însă mă întreb, de unde e dracu am mai născut și, și imaginea fetei în doliu? Pentru că i-am văzut ochii plânși, mai curând îndurerată decât îndoliată. Oricum, nu cred că ar îndrăzni în zilele astea să intre într-un local. Nu-i chiar atât de sigur. Tudorel Pascaru. Și el e în doliu. Ba, tai că sui cel care se ocupă de mormântare. Și totuși derbedeul e aici. E vesel, galant, cu siguranță că în noaptea asta o să aibă și o aventură amoroasă. A trecut pe la facultatea de medicină, a anunțat-o pe Petronela că vărul lui s-a sinucis, iar apoi, îndoliat, a revenit la modul său curent de viață. Povară mă oprește din meditație și optindu mi Așa e când împlinești un număr de ani. Devii melancolic? Ce urăcios pot să fiu! L-am invitat de ziua mea la o bere și l-am dat uitării. Mă scoate din impas ospătarul. Ne servește, ne umple cu bere, paharele înalte. E spumoasă, acidă, bună la gust. Ne repezim amândoi la pahare, cioclim și bem cu nesați. După un timp, remarc că Tudorel Pascaru se uită din ce în ce mai intens spre noi. Mă prefac indiferent și absorbi de bere și cremvuști. După alte câteva minute, îmi formez ferm convingerea că noi suntem ținta lui Henesi. Ca să fiu ceva mai sigur, îi cer lui povară să-mi spună cine șade la masa din spatele meu. Spre marea mea satisfacție, povară nu pare deloc intrigat de ceea ce-i cer. Cred că e un străin, îmi comunică el. E un bărbat la vreo 55 de ani, fumează trabuc, unul lung și subțire ca o macaroană. Nu e singur, ci cu una de alea de prin preajma hotelurilor. Vrei să știi și ce beau? Nu, nu, îi potolesc eu zelul. Hai noroc, bem. După ce pune paharul jos, colegul meu, fără nicio altă introducere, Mă întreabă dacă m-am certat cu Lily. Inventez un răspuns pe care nu-l duc până la capăt, căci atenția mi este captată de conduita lui Tudorel Pascaru. A scos din portofel o carte de vizită și acum scrie. Parcă încep să pricep ceva. Ascultă povară, îmi chem eu un ajutor colegul, tânăra de la masa străinului, și-a de cumva cu fața îndreptată spre tânărul acela elegant de lângă fereastră? Cel cu fata bretonată? Da, care stă și scrie? Da. Păi din capul locului am observat, își vorbeau tot timpul din ochi. Mare crai mai trebuie să fie. Deodată, povară trece la un ton compătimitor. Cât de deforma suntem, Liviule! Să nu putem și noi sta liniștiți într-un local și să vorbim decât în lună și în stele. De orice să vorbim, numai de ale noastre nu. Ai dreptate, povară. Hai, noroc, băiete, Să te văd cât mai repede însurat! Goftează. Se pregătește să-mi povestească pentru a suta oară povestea lui dramatică de dragoste și pătimașă, dar îi fac un semn să tacă. Mă vede absorbit de cele ce se petrec la masa bretonatei și cade cu minte în așteptare. Tudorel Pascaru a terminat de scris, cheamă un picolo și îl instruiește cui să înmâneze cartea de vizită pusă pe o farfurioară. Băiatul a înțeles, îl văd făcând slalom printre mese și spre uluirea mea se oprește în dreptul meu e pentru dumneavoastră, zice și mintinde de farfurioara. De la locul său, Tudorel Pascaru îmi zâmbește cu condescendență, clătinând din cap. Da, da, e pentru dumneavoastră. I-au stupefiat cartea de vizită gândindu-mă la băieții maiorului Stelian. Ce-or fi gândind? Ce-or raporta mâine sau încă noaptea asta șefului lor? Tudorel Pascaru are un scris mărunt, dar lizibil. Citesc. Din capul locului vă cer scuze pentru deranj. L-ați trecut astăzi pe la noi când asta de vorbă cu tatăl meu. Eram acasă. Am să vă comunic ceva foarte important. V-aș propune, dacă sunteți de acord, să ieșiți pentru câteva minute în holul hotelului. Oricum v-aș fi căutat. Dar dacă v-am întâlnit aici, mă folosesc de acest prilej. Vă rog încă o dată să-mi scuzați îndrăzneala. Uite așa sare câteodată iepurele, când nu te aștepți. Îmi ridic privirile de pe cartea de vizită și mă uit spre Henesi, același zâmbet condescendent îi joacă pe chip. Eu o să ies pentru câteva minute în holul hotelului. Povară nu-i mulțumit de explicația mea. Altă dată să nu mai umbli cu figuri de-astea, mă ceartă el. că e ziua ta, că hai că bem o bere, mă, ei ca pe un copil. După ce o să mă întorc, o să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Și eu sunt tuluit. Povară prinde momentul și îmi spune ironic. Ce să se întâmple? Te-au uitat femeile și a început să primești invitații discrete de la bărbați. Ascund cartea de vizită în buzunar, mă ridic și mă îndrept spre ieșire. Când ajung la ușă, arunc o privire peste umăr, Pascaru s-a ridicat de la masă și mă urmează. Cu siguranță, îmi spun, acum unul din băieții maiorului Stelian o să se ia după Henesi și o să-l văd și eu la față. Tudorel Pascaru m-a ajuns din urmă exact în clipa în care intram în holul hotelului, foarte puțin animat la ceasul acela. Mi se adresează cu vincios. Tovarășe capitan, vă rog încă o dată să mă scuzați. Mă opresc. El lângă mine și studiindu-l constat că fața sa de om cum se cade anulează parcă tot ce am auzit despre el. Or se săvârșește o eroare, gândesc, ori tipul a izbutit să-și creeze o mască perfectă de tânăr cum se cade. Mă invită să ne retragem într-un colț mai liniștit lângă ușa ce dă spre marele restaurant. Îl urmez. Când ați fost la noi și ați vorbit cu tatăl meu, eram într-o cameră vecină îmi dezvăluie el căutându-mi fără să clipească privirea. Printre altele, l-ați întrebat pe bătrân ce motiv putea să-l împingă pe fără spre sinucidere. De unde să știe el ce să răspundă? Criste a avut un motiv și încă unul serios. Trebuie să fi surprins pe figura mea o undă de nerăbdare că cei zăresc în colțul gurii un zâmbet complice de înțelegere. Vă interesează? Mai întrebi, îmi mărturisesc eu curiozitatea. Cristi îl idealiza la culme pe pictorul Valerian Brateș. Îl cunoașteți, desigur, de la institut. Era devota cu trup și suflet. La rândul său nimic de spus și Valerian Brateș îl aprecia. L-a și proclama studentul numărul unu al clasei sale. Și ce era un asta? Propria nerăbdare mă supără. Pentru o clipă celălalt mă fixează nedumerit de faptul că l-am întrerupt. De doi ani, pictorul Brateș îi folosește ideile artistice și munca în scopuri personale – Ați fost la Național? Ați văzut spectacolul Vândemiază noapte? Decorurile sunt executate după schițele lui Cristi. Și ați reținut cine semnează decorurile? Valeria Ambrateș. El e cu gloria, cu banii? Cristi n-a văzut un leu de la el. Cronicarii îl ridică în slăv pe Brateș, pe Marele Brateș, sublinează Henesi cu o ciudare nedisimulată. Poate că au avut o înțelegere, îl contrazic eu fără convingere. Aș! După ce i-a folosit ideile munca, ea a mai fura și iubita. Nu știu ce-am, dar mă port ca un novice, exclam. Cum ai zis? La așa cum ați auzit, îmi râde el în nas. Deci Petronela Stavru pentru el l-a părăsit pe Cristian Lucaci. Exact, și capitan. Pentru brateș l-a lăsat pe Cristi. Pentru un bărbat mai mare decât ea cu trei cinci ale pe deasupra și căsătorit. Poftim! Om care urcă la catedră și ține lecții de etică, și de altele. Își tamponează cu batista fruntea sudată și îndreaptă nodul de la cravată. Pare indignat și gata să se retragă. Nu mă înșel. Atât am avut să vă comunic. Te grăbești? Înalță din numeri oarecum jenat. Vezi, doamne, a lăsat o domnișoară la masă singură și nu se cade. Dacă vreți, mâine vă stau la dispoziție, îmi propune. Amabilitatea lui îmi convine. De acord, te aștept mâine dimineață la ora opt. La nouă, mă întrerupe el rugător. Fie, la poliția municipiului, întreb la poartă de... De capitanul Roman, mă întrerupe el. Încă o întrebare, mă rog, la ce oră ai trecut astăzi pe la Petronela pe la facultate? cine cineva a spus că am trecut astăzi pe la Petronela. N-am trecut, tovarășe capitan, sunt vreo șase zile de când n-am mai văzut-o. Stupefacția sa are darul de a mă convinge, așadar nu el a anunțat-o pe Petronela de moartea lui Cristian Lucaci. Desigur, Valeria Brate și-a făcut-o. Înseamnă că după convorbirea noastră și-a anunțat amanta de cele petrecute. Mi-amintesc la fel de fulgerător de papucii bărbatului de supatul din garsoniera studentei, de bărbatul care mi-a răspuns la telefon. Mă scuzați, să mergem, îi propun nu înainte de a-i mulțumi. Te aștept mâine la ora opt. La 9, mă corectează Tudorel Pascaru râzând. La naiba nu-i dracu chiar atât de negru, îmi zic. E chiar un tânăr simpatic. Zece minute mai târziu, în drum spre casă, îi povestesc lui povară cele petrecute. Ca să vezi, mă, unde dai și unde crapă, mă arăt eu, excesiv de vesel. Ar trebui să mă supăr, îmi declară povară întristat, dar nu pot. Ne oprim la un telefon public, îi cer lui povară să-i telefoneze Petronelei Stavru. Formează numărul, nu-i răspunde nimeni. N-a venit. Preiau receptorul din mâna lui povară și îl chem la telefon pe procurorul Berindei. Dormi? Încă nu, da, sunt pe drumul cel bun, mă încredințează zăberindei. Stimabile, Lucreția Budescu n-a mai apărut. Asta am vrut să știu. Pe mâine, noapte bună. De povară mă despar pe magheru în dreptul casei filmului. Mă salută mărturisindu-mi cu tristețe. Păcat că n-a fost ziua ta. Capitolul 13 Acasă o găsesc pe maică-mea supărată foc că de ce toată ziulica n-am chemat-o la telefon, că ea de unde să știe ce-i cu mine, că ce fel de viață duc dacă nici la masă nu mai vin. Nu e pentru prima oară când mă ceartă, așa că primez loviturile în plin bărbătește. O liniștesc în cele din urmă, făgăduindu-i că voi deveni cel mai ascultător și mai cuminte copil din lume. Cu mine, hai, tracă, meargă! Dar cu Lili, ce ai de te porți așa? Începând de la ora nouă, te-a tot căuta din jumătate în jumătate de ceas. Nu s-a mai dus la teatru? Îmi manifest eu satisfacția. Ce teatru? Care e teatru? Cu mine să nu faci pe prostul. Fata mea telefona de acasă că am vorbit pe urmă și cu Cuscra. Pentru vestea primită o mai îmbrățișez odată. asta e viața noastră. Eu și cu Lilina am devenit încă soți și soție, dar mamele s-au și încuscrit. La o adică nici n-ai cum să mai bați în retragere. Mama fericită în sfârșit că m-a văzut acasă se duce la culcare. Mă duc și eu, ca de obicei, cu telefonul lângă mine la căpătâi. Gata! Sunt un pat la orizontală cu fața în sus. Doamne, cât e de bine să simți cum ți se evaporează din trup oboseala și puțin câte puțin somnul pune stăpânire pe tine. Nici trei ore n-am apucat să dorm. Sunt trezi de sunetele biciuitoare ale telefonului. Aud în receptor cuvintele. Îmi pare rău, capitane, că te iau din somn, dar asta e meseria ofițerului de serviciu. Maierul dulgherul a aparat. Chiar dacă nu s-ar fi recomandat, tot l-aș fi recunoscut. Maiorul e al nostru, al judiciarului. Vă ascult, tovarășe maior. A telefonat de pe icoanei un oarecare Onuțan Vasile, un vecin de-al sinucigașului. Zicea că apartamentul lui e la etajul 3 sub mansardă. Ne semnalează că umblă cineva sus în mansardă, că se aud pași și zgomote. Omul era tare speriat. Bui mă, mi s-a risipit pe dată. Sar din pat. Trimiteți-mi urgent o mașină. Maiorul râde încântat. Am și trimis o vezi că-i plutonierul Gavriliu la volan. Telefonați familiei Onuțan să nu se alarmeze, să stea cu minte locului nimeni să nu urce. Din punctul ăsta de vedere, nicio grijă, râde maiorul. Oameni serioși s-au gândit imediat la stafia decedatului. Mă îmbracă la școala de ofițer în timpul alarmelor în câteva minute. Mă străduiesc să nu fac zgomot, să nu-mi trezez mama. Efort de prisos. În timp ce străbat holul în vârful picioarelor, mă lovesc de ea mă întreabă cu milă. Te-au chemat? M-au chemat, mamă. Vai de somn și odihna Mă compătimește ea cu tandrețea maternă. Nu uita să-mi telefonezi. Biata, maică mea, s-ar cuveni să-i aduc noră în casă. Sau să o iau cu mine într-o vacanță. Sau să-mi promut un autoturist și să o plimb. Nu mă are decât pe mine, iar eu intru și ies dintr-un dosar în altul. Dacia mă așteaptă în dreptul casei cu portiera deschisă. Înainte de a mă așeza lângă șofer, mai arunc o privire la etajul 4. Camera mamei e luminată, îi zăre silueta la fereastră. Nea, Gavriliule, dă drumul, în viteză pe icoanei. Din somn, se interesează șoferul după ce a mașina în 80 pe oră. Din somn, grea meserie? Grea meserie, îi dau eu dreptate. Cred că schimbul ăsta de cuvinte a avut loc între noi de cel puțin o mie de ori. Ei, he, hei, dacă aș avea un pic de noroc, îmi spun să-l mai găsesc acolo, să o fac cunoștință cu dumnealui. Sunt convins că Stafia este una și aceeași persoană cu insul care a atacat-o pe Lucreția Budescu. Ca un film rulat cu viteză neobișnuită, îmi trec pe dinaintea ochilor imagini disparate. Bătrânul Pascaru, pictorul Valerian Brateș, elegantul Hennessy. Apoi mi amintesc de acel moment ridicol când mi s-a părut că cineva fusese la ușa mansardei, iar apoi a luat-o la fugă în jos pe scară ca să scape de urmărirea mea. Poate că ar fi fost bine să-l fi chemat și pe procuror, gândesc. De ce? Numai așa, ca să-i stric somnul? Un viraj brusc și scurt mă smulge din gânduri. Deschid ochii mari și descoper un București cufundat într-o noapte adâncă de toamnă. Doarme orașul copilăriei mele. Am ajuns. Gavriliu își cunoaște meseria, fără frâne zgomotoase, în surdină. Să vin și eu cu dumneata?" mă întreabă șoferul. Nu, nene, Gavriliule, în schimb o să te rog altceva să cobori de la volan și să te instalezi lângă poartă de pază. Dacă dă să iasă careva în fugă, în înhați. Fără menajamente, pricepi? Și uită-te la ceas. Dacă în 20 de minute nu mă întorc, vii dumneata după mine sus la mansardă, pe scara de serviciu din spatele clădirii. Înțeles? Strada e pustie, lăsată în stăpânirea vântului de toamnă. Doar huruitul îndepărtat al unui tramvai de serviciu plutește în tăcerea nopții. Gavriliu rămâne la poartă, eu intru pe nesimțite în curte. Scara e învăluită în semin tuneric. Un cotoi deranjat de apariția mea subită se furișează leneș într-un alt ungher. Urc ușor, abia auzit, atent să nu stârnesc vreun zgomot. Întreaga ființă mi-e concentrată. De ce să mint? Mi-e teamă, dar nu într-atât încât să-mi pierd controlul. Trec hoțește pe lângă odaia lucreției Budescu. Mă opresc lângă ușă, nici eu nu știu de ce. De dincolo, așa cum era de așteptat, niciun zgomot. Îmi văd mai departe de drum și pe măsură ce mă apropii de mansardă îmi dau seama că ușa este întredeschisă. Din pricina asta, lumina puternică dinăuntru închipuie o literă uriașă C, formată din linii drepte. Mă opresc prudent. Îmi aud inima bătându-mi nebunește. Așadar, sigiliul a fost din nou rupt, iar ușa descuiată cu cheia a rămas îmbroască. Sunt convins că infractorul n-a părăsit locul acțiunii. Altfel ar fi stins lumina îmi vin iarăși în minte cuvintele lui Grigoraș. Un infractor primar, da, cu imaginație. Îmi scot pantofii, rămân în ciorapi, urc cu pași de pisică. Ajung lângă ușă, las pantofii locului și rămân în așteptare. De dincolo răzbate până la mine zgomotul unor pași, apoi nu mai aud nimic. Mă o bucurie scurtă și rea. Am noroc, îmi zic, îl înhaț, al meu e. Îmi propun să nu intru trântind ușa și strigând sus mâinile, deși n-am asupra nicio armă, ci împingând-o ușor, de parcă umbra ar împinge -o așa încât pe celălalt să-l treacă fiorii. Procedez în tocmai cum mi-am propus. Rămân în prag și deschid ușor ușa. Pe măsură ce se dă în lături, mi se înfățișează un tablou care mă împietrește. Lângă patul scund al lui Cristian Lucaci, o femeie. Stă în cu spatele spre intrare. E Lucreția Budescu. O recunosc după roche. Pe sub cerga verde se conturează vag un trup omenesc, iar acolo unde ar trebui să fie capul celui ce se odignește sub cergă, văd întins portretul Petronelei Stavru. Fior de gheață îmi străbat fără contenire spinarea. Mai văd la căpătăiul Petronelei aprinse două lumânări. Am nevoie de câteva clipe ca să înțeleg că Lucreția Budescu în genunchi bocește, fără glas. Tabloul e demențial și are darul să-mi amintească diagnosticul pus de fosta iubita studentului. Îmi recapăt repede stăpânirea de sine, Lucreția Budescu nu mă aude. Stă mai departe încremenită în genunchi, cu capul în piept și o plânge pe moartă. Sub cergă, trupul acesteia e desenat de câteva perne. Infractor primar cu imaginație îmi trece prin minte. Sunt acum lângă Lucreția Budescu. În sfârșit, din poziția în care se află, mi observă picioarele. Privirile îi se ridică până ce mi întâlnesc ochii. Nu scoate nicio exclamație de spaimă așa cum mă așteptam. De parcă aș fi fost acolo de la bun început. Nu pot să-mi dau seama dacă m-a recunoscut sau nu. Rămâne câteva clipe cu privirea tulbure spre mine, apoi se ridică a nevoie. Chipul îi este livid, răvășit. Îmi șoptește. Am murit. Eu am omorât-o." Mă pomenesc întrebând-o tot în șoaptă. Dar de ce?" Pentru că l-a omorât pe Cristi al meu. Mie mi-era ursit. 34 de ani l-am așteptat. Iar ea l-a omorât pe iubitul meu." Își mută privirile spre portretul Petronelei și continuă. Era geloasă. Cristi nu se mai uita la ea, ci la mine. A Afla că am pus la cale nunta în taină ca pe urmă să fugim." unde să fugiți? La belun cavoul părinților, acolo e toată zestrea. Deodată fața ei se schimonosește de ură și o auzi din dinți. Am omorât-o, am omorât-o. Mă stăpânește o senzație bizară, contradictorie. Pe de o parte că dorm și am un coșmar violent, iar pe de altă parte că știu exact unde mă găsesc și cum am ajuns acolo. Cum ai omorât-o? Curiozitatea mea nu tulbură, nu fricoșează, nu trezește la realitate. Mi se spovedește cu ușurința unor infractori înrăiți, deciși să-și despovoreze sufletul. Mai întâi i-am făcut o injecție cu morfină ca să nu o doară și să nu țipe. Apoi am atârnat-o de cârligul ăla. Care cârlig? Întinde brațul și mi-arată cârligul de care, cu două nopți în urmă, atârnase trupul lui Lucaci. Ăla de sus, adaugă ea. Simt că de groază pielea mi se încrețește. Amestecul acesta de detalii reale, concrete, cu ambianța fantastică în care am nimerit, mă paralizează. Simt că n-am putere să întreprind nimic, nici să judec cu luciditate. Îi aud vocea de parcă ar fi a mea. Și acum, ce ai de gând? Aștept să vină de la poliție. Ce frumoasă e! Dar, Cristi, tot pe mine mă plăcea, cu mine voia să se însoare. Ar dea de nerăbdare, mă voia chiar un patul ăsta. Eu însă i-am zis, nu iubitule, lasă pentru noapte anunții. Cade iarăși în genunchi și începe să se închine, făcându-și cruci mari. O urmăresc cu ochi tâmpi, furat de mirajul demențial al nefericitei. Deodată aud dinspre scară pași grei. Sunt ai unui bărbat? Urcă. Mă cuprinde o bucurie nervoasă, că știu că nu poate să fie altul decât Gavriliu, îmi întorc capul spre ușă, plutonierul e acolo, s-a lovit și el cu ochii de patul mortuar și s-a oprit locului. Îl îndemn să intre, se apropie cu o mutră perplexă. Ar vrea să-mi pună o întrebare, îi fac semn să tacă. Mi-am revenit, știu ce trebuie să întreprind. Îmi așez blând mâna pe umărul lucreției Budescu și îi spun Hai că a venit, se uită de jos în sus la mine. De la poliție? Răspunsul meu afirmativ o convinge să se ridice, să se întoarcă spre Gavriliu, să-i măsoare cu interes uniforma. Îi declară și lui: Eu am omorât-o. Pe figura uimită a lui Gavriliu a înflorit un zâmbet timid, prostesc. Nu pricepe încă rolul său în această scenă demențială pe care, fără voia noastră, ne-am pomenit amândoi interpretând-o. O să mergi la poliție și o să dai acolo o declarație. Îi zic, apoi îi fac șoferului cu ochiul. În fine, i-a căzut fisa. Chipul său recapătă expresia obișnuită. O să declar totul. Se învoiește Lucreția Budescu fixându-l pe plutonier cu ochii tulburi. Vreau să se știe că eu am avut la Cristi mult mai mult succes decât o tinerică de 24 de ani. Foarte bine, intră Gavriliu în rol. Foarte bine, o să ne povestești totul. Să mergem. Îi aprob intervenția și ne îndreptăm tu trei spre ieșire. La ușă mi amintesc de pantofi, îi încalț în grabă și cobor scara după cei doi. Supușenia femeii e de dreptul dezarmantă. Aerul rece de afară mă înviorează, îi șoptesc plutonierului. O duci la nouă, cu grijă auzi, pune siguranțele la portieră. Țeles! Pe urmă te întorci aici să mă iei. Țeles! Rămân în stradă până ce văd mașina depărtându-se. Răsuflu ușurat și mă reîntorc la mansardă. La etajul trei însă sunt așteptat de un bărbat scund, rotofei, în pijama. Sunt onuțan, se recomandă el în șoaptă. Eu am anunțat miliția. A fost de folos? Vă mulțumesc, o să vă mai deranjez un pic. Mă rog, aș vrea să telefonez de la dumneavoastră. Poftim, nimeni nu doarme așa că... Intru. În sufragerie arde lumina. Celelalte încăperi sunt un întuneric. Din fericire, telefonul e în sufragerie. Îl trezesc pe berindei n-am încotro. Trec câteva minute bune până ce-mi răspunde ca lumea. Iarăși sigiliul rupt!" exclamă el. Uf, doamne! Hai, lasă, vin-o cât mai repede pe icoanei. Nu mă lăsa să te aștept. Încă trabantul și vin." Onuțan mă conduce până la scara de serviciu, iar acolo o și a inima în dinți și mă întreabă. Femeia aceea pe care ați ridicat-o era tovarășa Lucreția?" Da. V-am văzut de la fereastră când ați urcat-o în mașină. Ține el să-mi explice, scărpinându-se la ceafă. Așa e că nu-i întreagă la minte. Profit de discuția provocată ca să-l întrebe ce își întemeiază întrebarea. A avut vreo criză? Onuțan două stenii din cap se uită apoi chiorâși la mine și se mulțumește să rezume totul la două cuvinte. Știu eu? Nevastă mi-a zice că nu-i întreagă la minte. Că într-o zi m-a reclama că mă țin de fusta ei. Poate familia țugui unde e angajată să poată să vă spună câte ceva. Așa ziceai că e normală. Dau să ies, însă mi amintesc de ceva și mă întorc promul în pijama. Deci în apartamentul dumneavoastră se aude distinct când cineva umblă prin mansardă. Numai pe o anumită suprafață, vine răspunsul lui Vasile Onuțan. Luni între orele 17 și 21, când s-a produs nenorocirea, erați acasă. Onuțan pricepe ce vreau să aflu de la el. Nimic de zis, cărțile și filmele polițiste fac o bună educație civică. Omul îmi răspunde exact edificator. Luni, în seara când Cristian Luca s-a sinucis, noi eram în drum de la predal la București. Când am ajuns acasă, am aflat și noi de cele petrecute. Păcat, era un tânăr de treabă. Ieri dimineața era să acasă? Nu, și eu și soția ne aflam la serviciu. Îi mulțumesc din nou și îl rog să nu se supere că, din motive independente de noi, un blând prin mansardă va, poate, va face, poate, alături de noi o noapte albă. Ne despărțim, iată-mă iarăși sus într-o liniște ireală. Lumânările în arderea lor înceată se topesc răspândind un miros de seu. Le sting. Vreau ca Grigoraș să aibă ce fotografia. În rest, nu mă ating de nimic, mă așez pe un taburet și mi-aprind o țigară. Retrăiesc în gând cele întâmplate nu cu mult timp în urmă, în spațiul amenajat cu atâta gust și măestrie de Cristian Lucaci. Petronera Stavru a avut dreptate, îmi spun. Lucreția Budescu e o dezechilibrată, o ființă chinuită, nevropată, care a ajuns în pragul crimei. Mi-a povestit din direct cum l-a ucis pe Cristian Lucaci. E infractor primar, dar cu imaginație. Da, și încă cu o imaginație bolnavă. Ea injecta morfin apoi la târnat. Mă cu tremur. Nu încape pe nicio îndoială că numai un bolnav mental poate găsi în el resursele fizice necesare să vârșirii unui asemenea omor. Incredibil! Lucreția. Dar ăsta e adevărul. A pronunțat cuvântul morfină, ori prezența stupefiantului în organismul decedatului e cunoscută doar de noi. Fumez și mintea îmi lucrează cu o febrilitate intensă. Înseamnă că tot ea a rupt sigiliul, a simulat agresiunea asupra ei ca să ne deruteze și mai mult. În fond a vrut să vadă dacă am găsit seringa. Știu din experiență că într-o infracțiune săvârșită de un psihopat, faptele logice încep să se îmbine, la un moment dat cu cele ilogice. Psihopatul are o imaginație bogată, convingătoare, până în clipa în care o altă faptă săvârșită tot sub influența dezechilibrului îl demască. Și cu asta basta, conchid. Dosarul s-a încheiat. Îl închei încă în dimineața asta după ce voi mai culege câteva informații despre trecutul Lucreției Budescu. Spre marea mea uimire, dar și bucurie, procurorul Berindei își face intrarea în mansardă în soții de Grigoraș. Eu l-am mobilizat!" se laudă Berindei în timp ce ochii s-au fixat pe patul lui Cristian Lucaci. Mă ridic și încep să le povestesc pendelete prin ce mi-a fost dat să trec și concluzia la care am ajuns. O întâmplare cu totul și cu totul ieșită din comun, apreciază procurorul, adică din punct de vedere juridic. Tace brusc, îi scodește pe Grigoraș, nu știu de ce, ca după vreo câteva minute să izbucnească ce imaginație, ce imaginație! Păcat că ai fost singur, capitane. Un martor n-ar fi stricat. Nu prea pricep încotrobate, nici nu fac efortul să-l pricep. Oboseala am de târcoale, iar o oră de somn iar prinde bine. Zic, plutonierul Gavriliu, șoferul, a văzut-o genunchiată i-a auzit și delirul. Grigoraș s-a apucat de lucru. Își pregătește aparatele, ceea ce nu îl împiedică să fie atent la discuție. Intervine vizându-mă pe mine. Cred că până la încheierea dosarului mai sunt încă destule probleme de elucidat. Intrigat, iar un privire exact în clipa când își duce aparatul foto la ochi ca să găsească un unghi cât mai bun. Stai să aprind lumânările. Cu lumânările aprinse ai găsit-o? Se minunează procurorul. Multe am mai fotografiat în viață, nu însă și așa ceva. Își exprimă Grigora mirarea. Aprind lumânările, îl las pe omul cu trusa să fotografieze. Când are un moment de respiro, mă arunc asupra lui. Și mă rog, dumitale, care mai sunt problemele ce se cere lucidate? Grigoraș duce iarăși aparatul la ochi, fixează obiectivul și îmi răspunde calm. De pildă, dacă ea este autoarea crimei, atunci a lucrat nu numai cu seringa, ci și cu fiola, iar pe fiolă noi am depistat câteva urme. Dacă corespund, nu e necesar să mai continue. L-am înțeles. Răsună un declic, are dreptate. Ar mai fi apoi procurarea fiolei. Aici intervine procurorul cu autoritate. De ce s-o fi procurat ea? Poate că fiola a procurat-o chiar Cristian Luca și se găsea la el. În plină criză renală, victima a rugat-o pe Lucreția Budescu să-i facă injecția. Desigur, în toate e bine să ai răbdare să deții arta de a te stăpâni. Iar eu sunt pe cale, firește din pricina oboselii, să constat că n-am nici răbdare suficientă, nici știința de a mă stăpâni. Îi trimit în gând pe amândoi la toți dracii, apoi ceva mai potolit întreb. Bine, de acord, Cristian Luca ce-a la serviciile ei. Atunci de ce l-a omorât dacă nu și-a premeditat crima? Se aude un nou declic metalic urmat de cuvântul nebunie, rostit de Grigoraș. Păi omul tocmai ăsta zice, încearcă procurorul să mă lămurească, că mai sunt probleme de elucidat. Am să le elucidez, mă răstesc. Grigoraș a încheiat misiunea, stinge lumânările, vine lângă mine și mă îmbărbătează. Sigur că da, hai să le elucidez, dar mai întâi trebuie să tragi un pui de somn. Nu uita că mai e o piesă, cutia seringii. Îi aparține sau nu petronelei Stavru? Îmbălămbănesc, cobosit capul, și dau dreptate tuturor. Noi am greșit pe undeva, toarnă procurorul gaz peste foc. N-am întrebat-o pe lucreția Budescu de cheia de la mansardă, să-i fi cerut să ne o predea. Mă înfurii din nou. Strig. Cine a greșit, domnule dumneata sau noi? Ho, căpitane, nu te supăra. Uite, recunosc că am greșit, căci eu am ascultat-o cel din tâi pe Lucreția Budescu. Își mărturisește procurorul culpabilitatea. Grigoraș, cu felul său blajin, se vor între noi ca să ne potolească. Lasă că-i bine că nu ai cerut să predea cheia. Ni se adresează el împăciuitor. Dacă ar fi predat-o, probabil că n-am fi ajuns niciodată la seringă. Și de data asta, Grigoraș ne dovedește că are o minte mai odihnită decât a noastră. Recunosc în sinea mea că e bine ca, în starea de surescitare în care mă aflu, să-i dau ascultare și să mă odihnesc până ce-mi trece. Îmi rotesc privirile prin mansardă, ochii mă ustură. Sunteți gata?" întreb. Să plecăm atunci. Ai sigiliul la mătăluță?" Procurorul îmi arată servieta și precizează. Aici îmi țin uneltele." Ieșim." Asista de mine și de Grigoraș, procurorul dând dovadă de o dexteritate neobservată până atunci, în cuie aplică sigiliul, reține cheia cu care Lucreția Budescu a pătruns în mansardă. Răsuflă ușurat. Mă uit la ceas, mai pot să prind o ore de somn bun și adânc. Coborâm scara în vârful pricioarelor. În dreptul camerei locuite de menajera studentului mă opresc instinctiv. Presim că ai o idee, vorbește procurorul în șoaptă. N-ar strica să ne uităm puțin prin odaia ei. Las pe mâine. O să mă uit eu la prima oră, se oferă Berindei. Bineînțeles dacă după întâmplarea cu Cheia mai ai încredere în mine. Încredere am, putere să-l suport nu mai am. De acord, zic și pornesc mai departe, dornic să ajung mai repede la aer, la mașină, acasă, undeva, oriunde. Nu mai să pot lăsa capul jos și să ațipesc. Ne căutăm după ora opt, mă avertizează Berindei. Pe Grigora și-l cu mine. Ultimele cuvinte abia le mai aud. Mă așez pe banchetă lângă Gavriliu, murmurând. Acasă. Apasă pe accelerator, demarează în întuneric, ploapele mi se îngreuiază. Cât paci să ațipesc când îl aud pe plutonier vorbind. Am predat-o doctorului de gardă, a fost în general cu minte, doar că se voi cărea. L-am omorât, l-am omorât. Cum? Mă aprind eu. Chiar așa se voi cărea? L-am omorât? Nu cumva zicea am omorât-o? Mă jigniți, tovarășe capitan, protestează Gavriliu. Tocmai asta am remarcat și eu, că sus se voi cărea că a omorât o paia întinsă în pace cu lumânări la cap, iar în mașină că l-a omorât. N-am întrebat-o nimic. Ce să vorbesc cu o femeie căreia Dumnezeu i-a luat judecata? Cu toată mintea încețoșată de oboseală, mi amintesc de un pat de campanie de la noi și cer șoferului să schimbe direcția. La sediu, nene Gavriliu. Capitolul 14 am dormit pe patul acela de campanie trei ceasuri bune și aș mai fi dormit dacă povară nu m-ar fi trezit. Când am deschis ochii, l-am văzut aplicat asupra mea. Scoală, mă, e timpul, hai că ți-am făcut o cafea. Îmi amintesc unde mă găsesc și ar fulgerător în picioare. E târziu? Acum o jumătate de oră a întrebat șeful de tine. Vrea să știe ce s-a mai întâmplat pe icoane. I-am raportat cele petrecute la Atene Palace și că te-am găsit dormind. El a zis să te mai las jumătate de oră să dormi. Acum e șapte și jumătate. Mă retrag la toaletă, mă spăl, mă uit în oglindă. N-am o mutră chiar atât de boțită. Nici hainele nu-mi sunt prea șifonate. Revin în birou. Aroma cafelei pregătite de povară mă ademenește. O beau cu lăcomie, vechea de ochii curioși ai colegului. Printre sorbituri îi relatez cele petrecute după despărțirea noastră. De ce nu mai chema și pe mine? Mă ceartă el fără prea multă convingere. Ce să te mai au și pe tine din pat? Ba, are unul din noi să fie ceva mai odihnit pe ziua de azi. Faină cafea? Mă duc la șef. Pe colonelul Donea găsesc de data asta citind ziarul. Masa de lucru s-a golit de dosare. Sunt puținele sale clipe de relaxare. Văzându-mă, abandonează lectura, mă invită să iau loc și îmi cere să-i prezint raportul. Ca întotdeauna mă străduie să fiu concis. Închei, arătând că încă în cursul zilei voi definitiva dosarul. Șeful m-a ascultat concentrat, cu capul lăsat pe umărul drept. La un moment dat am crezut că nu mă mai aude, că m-a dat uitării. E un caz și din comun, rostește el într-un târziu. În literatura noastră de specialitate sunt analizate multe infracțiuni cu autori dezechilibrați mental. Ăsta însă mi se pare cu totul și cu totul deosebit. Mi-ar plăcea după rezolvarea dosarului să prezint colectivului particularitățile cazului. E limpede? Ca lumina zilei, răspunde eu mecanic. Colonelul îi bugnește în râs. Atunci m-am lămurit. Uită-te pe fereastră și vezi cât e de limpede astăzi lumina zilei ce o invoci." Râd și eu. Într-adevăr, de ferestre s-a lipit o e mohorâtă. Cer permisiunea să mă retrag, îngăduindu-mi, șeful îmi mai spune. Ar fi bine să invităm și un medic de specialitate la analiza cazului." Mă ridic să plec, dar nu fac nici doi pași spre ușă și colonelul Donea mă oprește din nou. A, cât paci să uit!" Maiorul Stelian te roagă să-i arăți și lui cartea de vizită lui Pascaru. Ce-ai rămas așa? Nu-i răspund. Așadar băieții de la economic erau de față, iar eu n-am reușit să-i identific. Bravo lor! Întreb îngrijorat. Le-am stricat cumva treaba? Ba, din potrivă! Mă liniștește șeful. La o masă vecină cu a voastră, cine au un străin cu o fâță? Mă atrabuc, nu-i așa? Ei bine, e un infractor de talie internațională semnala de Interpol. Se pare că intră în vederile lui Pascaru să comunice nu numai cu tine, dar și cu străinul. Fără voia voastră le-a făcut celor de la economic un serviciu. Un serviciu? Nu știu ce-i stârnește șefului rusul. Exclamația mea? Mutra mea? Cât timp ai conversat în holul hotelului cu Pascaru Junior, tânăra bretonată, cu un plastic anumit o povară, s-a ridicat și ea îndreptându-se către masa străinului iar acolo pretextând că vorbește cu partenera străinului, i-a transmis de fapt ăstuia să fie cu ochii în patru că Pascarul urmărit. Tocmai de elementul acesta aveau nevoie cei de la economic. Iolichea e ingenioasă. Acum trebuie să-mi la o convorbire. Înainte de a sta de vorbă cu el, abate și pe la maiorul Stelian. Sfătuiește-te cu el, poate le mai faci un serviciu. Sau poate un sfat de al lui să-ți fie de folos? Părăsesc cabinetul șefului în gând cu primele măsuri ce trebuie să le întreprind acum de dimineață. 1. Legătura cu procurorul Perindei, 2. Convorbirea cu Tudorel Pascaru 3. Deplasarea la spitalul numărul 9 Pe maiorul Selian îl găsesc în biroul său instruind doi colaboratori îmbrăcați civil. Mă salută cu o veselie aproape intimă și îmi face semn să-l aștept. Acționați cu prudență! Le atrage el atenția celor doi. Tipul e primejdios la Viena a sărit ca în filme de la etajul 2 direct într-un camion care l-aștepta în stradă. Hai, luați-o din loc! Succes! Rămânând singur, se întoarce spre mine. Îi predau cartea de vizită lui Tudorel Pascaru și îl informez că la ora nouă o să am cu el o întâlnire la sediu. Mă interesează scrisul lui, zice maiorul citind mesajul lui Hennessy. Cu ce aș putea să-ți fiu util? Cutele din jurul gurii maiorului exprimă o puternică încordare la untrică. Nu știu cum să o interpretez. Poate că dacă ar fi șeful meu, aș ști să-i dau un sens. Cu ce m-ar putea ajuta? Sesizându-mi șovăirea, mă întreabă. Vizita ce ți-o face e legată de moartea vărului său? Cunoașteți cazul? Indirect, precizează maiorul. Se ridică, se îndreaptă spre un fișet și revină de acolo cu un dosar. Răsfoiește documentele și scoate dintre coperte după cât îmi dau seama un raport. Ți-am vorbit de profilul moral al individului, nu-i așa? N-aș vrea să insist. Se proclamă liber cugetător și în numele așa zisei libertăți individuale duce o viață de nabab. Uite, Cred că te interesează. Când a murit vărul lui, Cristian Luca, ce îmi pare. Dau din cap. La alter, 27 octombrie, în jurul orelor 18.30. Ei bine, în ziua respectivă, între 3 și 4 după amiază, tutorel Pascaru și-a vizitat vărul. Mărul Stelian își îndreaptă spre mine ochii săi mici și pătrunzători, dornic să vadă dacă informația dată are în mine vreun Iată o noutate care fără doar și poate mă interesează, exclam eu abia auzit. Conform datelor mele, Henesi și-a mai vizitat Vărul la 19 octombrie, deci acum 8 zile. Mi-amintesc deodată de nepotrivirea dintre declarația Petronelei Stavru și cea a lui Tudorel Pascaru și mă folosesc de documentul din mâna maiorului pentru a stabili adevărul. Îmi puteți spune dacă ieri, 28 octombrie, Pascaru a trecut pe la Facultatea de Medicină, dacă cumva s-a întâlnit acolo cu o studentă, Petronela Stavru. Fără să se mai uite în raport, maiorul îmi răspunde: În mod cert, nu. Așadar, pe Petrone l-am amințit, îmi spun. M-a indus în eroare. Nu mai încape nicio îndoială că afla de moartea lui Cristian Lucaș de la amantul ei, pictorul Valerian Brateș. Vă mulțumesc, dau să mă retrag. Stai, domnule, izbucnește în râs maiorul. Ce, cumperi fără să vinzi? Ignori principiul reciprocității. Stai, capitane, cam că și eu o rugăminte. Cu dragă inimă vă ascult, tovarășe maior. Acum un an Tudorel mânca la mama, a întreținut legături amoroase cu o asistentă de la clinica de oncologie Victoria Mocanu. Acum o săptămână, în mod surprinzător, a reluat legătura cu ea și a vizitat-o la clinică. A zăbovit pe acolo cam vreo două ceasuri. A fost consultat și de un medic. Nu cred că-i suferind de ceva. Mai curând cred că-i vorba de o fentă. Când stai de vorbă cu el, vezi dacă poți să abordezi chestiunea. Pe mine mă interesează în mod deosebit motivul consultului. La asta-i tot, capitane. Voi încerca. Îi făgăduiesc eu. Întorcându-mă în birou, aflu de la povară că am fost căutat de procurorul Berindei și că mă roagă să-i telefonez. Și Lili te-a căutat. Mai întâi îi telefonez procurorului. Îmi răspunde cu o voce ridicată. Capitane, m-am ținut de cuvânt. Împreună cu un membru al familiei Țugui am efectuat un control în odaia lucrăției Budescu. Am găsit într-o valiză fotografia petronelei ruptă în bucățele și alte șase fotografii ale lui Cristian Lucaci. Tot în valiză am găsit și niște certificate medicale datate din 42-43. Nimic altceva nu merită atenția. Deci misterul fotografiei dispărute s-a lămurit. De casetofon n-ai dat? Ce să facă nefericita cu un casetofon? Întreabă Berinde, amuzat. A, și încă ceva. Familia Tsugui știa că Lucreția Budescu se bolnavă, dar în prezent o știa vindecată. A avut în toți ani o conduită normală, adică fără crize. Ce ai de gând să întreprinzi? Îi prezint planul meu de măsuri, iar el, generos, îmi urează succes. Mă uit la ceas, intenționez să-i telefonez și logotnicei mele. Nu-mi realizez însă intenția din pricina punctualității lui Tudorel Pascaru. A intrat jovial, dar cu măsură și respectuos. După ce a dat bună ziua, a rămas lângă ușa așteptând invitația mea. Îl poftesc să-i aloc pe un scaun, îi admir din nou eleganța, poartă un sacou dintr-o țesătură groasă asortată la un pantalon dintr-o cașa fină. Pe brațul stâng un par de siua cărui croială, cu siguranță, trebuie să fie tot ultramodernă. Se așează cât mai comod, însă deloc ostentativ, acum îl am în față, ne desparte numai biroul. Are o mină de om odihnit, nu-i descopăr pe chip vreo urma vieții depravate pe care o duce, nici măcar cearcă ne sub ochi nu are. îi pun prima întrebare. Ce-a făcut tatăl dumitale a aranja ceva cu înmormântarea? chiar m-a rugat să vă comunic că în cursul zilei de astăzi va fi depus la capela cimitirului Sfânta Vineri, iar mâine o să-l mormânteze. Remarc detașarea sa de acțiunea părintelui. A întâmpinat greutăți? Stupide, în legătură cu slujba religioasă, știți, țin și n-au parte. Zâmbește ca și când ar fi dorit să sugereze că te nu se petrec în lumea asta. Îmi permite să fumez? Îi permit. De ce nu? Fumează Kent. Da, fiecare cu punga lui. Îmi oferă o țigare, încă n-am în, fa în față un infractor, așa că nu-l refuz. Și apoi, dacă l-aș refuza, ar intra la idei. Ar fi exact ceea ce nu doresc. Îi oferă și lui povară, colegul îmi urmează exemplul, încă perea se, umfle, se umple de un fum aromat. Nu te vei bine cu vărul dumitale? Acum interlocutorul meu zâmbește cu tristețe, scutură țigara în scrumieră. Știu că la miliție cei care pun întrebările sunt gazdele. Totuși v-aș ruga să-mi îngădui să vă pun o întrebare. De unde trageți concluzia asta? Cred că și-a dat seama că discuția noastră nu are un caracter oficial. Nu ne vede scriind, nu i-am cerut buletinul de identitate. Răspunsul meu e simplu aseară la restaurant și nici acum nu sunteți în doliu. Da, așa e, recunoaște Hennessy. Mă privește concentrat, are ochi plăcuți, inteligenți. Există un doliu afișat, fățarnic, menit să impresioneze pe cei din afara familiei mortului. Mai există un, apoi un doliu sincer, interior, mai greu de sesizat. În ce mă privește față de morți și mormântări, sunt partizanul cultului dacic. Aha, a început să grească liber cugetătorul. Ai ținut la dumitale? Nu. Ți era antipatic? Ba mai mult, îl disprețuiam. Sinceritatea dura a răspunsurilor lui Tudorel Pascarul determină pe povară să-și abandoneze ocupația și să fie atent la discuție. Aveai motive, desigur, mă arăt eu înțelegător. Nu împărtășeam concepțiile și modul de viață. Nu avea talent cu carul, dar era un credul, un altruist. Prin aceste trăsături a devenit vulnerabil. Viața e aspra are rigorile ei. Și primul care a știut să profite de pe urma modului său de a fi a fost tovarășul Valerian Brateș, marele pictor, marele profesor. Nu, încă nu vreau să mă agăț de ultima idee, de aceea mă pregătesc să sar peste ea, îl aud afirmând. Modul său de viață l-a pus în conflict și cu taică Dumnezeu, să Dumnezeu să-l ierte. Intru în problemă. Ce a declanșat de fapt acest conflict? Când a fost în Italia trimis de institut, bătrânul ceruse stăruitor să rămână peste hotare pentru carieră. Îl vedea mare și respectat. Cristi a respins sfaturile și așa au intrat în conflict iar lui povară o privire. Își sprijină capul în palmă și ascultă culoarea minte. Dacă fiul său i-ar fi dat ascultare și-ar fi rămas în Occident, ce-ar fi făcut bătrânul cu toată averea lui? Avere pe care eu am moștenit-o, precizează Henesi fără aroganță, simplu ca bună ziua. Ești un om norocos. Sunt, domnule capitan. De ce mă onoresc cu acest domnule? Pentru că sunt conștient că ne separă vârsta, principiile, concepția, o filozofie. Sunt convins că nu vă face plăcere să vă adresați unui rentier de tip nou cu formula tovarășe. Știu că sunt în contradicție cu principiile etice ale noi orânduiri. Nu mi-ascund conduita și nici nu încerc să-i convertesc pe alții la modul meu de viață. Deștipul tipul și-a delimitat și își delimitează poziția sa filozofică. Ha, ce aș mai zice să mă țină minte? Dar deocamdată nimic nu trebuie să tulbure atmosfera cordială ce s-a instalat între noi. Nu vreau decât să fiu luat așa cum sunt – am înțeles, domnule Pascaru. Să revenim însă la raporturile dintre unchiul dumitale și fiul lui. Deci, ce s-ar fi ales din averea bătrânului dacă fiul său s-ar fi autoexilat? Tudorel Pascaru schimbă poziția picioarelor și, prinzându-mă în bătaia privirilor sale, îmi răspunde la fel de degajat. Trebuie să știți că unchiul meu cât a trăit a avut un deosebit simț al afacerilor. Dacă fiul i-ar fi ascultat îndemnul și-ar fi rămas de pildă în refege, el bătrânul ar fi încheiat niște tranzacții cu niște bănățeni care au rude bogate în RFG. Ar fi dat lei aici, iar Cristi ar fi primit acolo mărci. Cristi însă nici n-a vrut să audă. Ba mai mult, l-a amenința că dacă va înstrăina valorile de artă din casa lor, îl va reclama autorităților. Amenințarea asta a dus la ruptură. Bătrânul nu se așteptase la un asemenea răspuns. Cristian Luca ce răsare din nou înaintea ochilor, așa cum l-am văzut în noaptea când am intrat în mansardă. Ce absurd! să cadă victima unei bolnave mental? Dacă ai fi fost în locul lui Cristi, ai fi dat ascultare bătrânului? Tudorel Pascaru nu ezită să-mi răspundă. Da, i-aș fi dat. Sinceritatea lui e temerară și dezarmantă. În sfârșit și povară și-a ieșit din încremenire. Presupun ce gândește. În ce mă privește, parcă prefer unul ca ăsta decât unul care u, una gândește și alta fumează. Vorbeai de raporturile lui Cristian Lucaș cu pictorul Brateș. Fii, te rog, ceva mai explicit. Mai explicit decât am fost, domnule capitan. I-a furat ideile, i-a exploatat talentul, munca, iar ucenicului său nu i-a dat nici doțuică. Sigur, exagerez. Dar citiți cronicile la spectacolul Vând de noapte. Decorurile lui Valerian Brateș sunt ridicate în slăvi, iar pictorul glorificat. Toată lumea știe câți bani -a în încasat Brateș pentru munca lui Cristi. Nu s-a mulțumit cu atât, i luat și iubita și-a lăsat nevasta copii. E adevărat, Petronela e frumoasă, are personalitate, dar în același timp e și fica nu știu cui. Știți, dumneavoastră om cu perspective. Și care era poziția lui Cristian Lucaci față de maestrul său? Tudorel Pascaru ridică mâna și face un semn hamite. A fost un naiv ca să nu folosesc o altă expresie. Nu îl interesa latura la materială a creației sale, nici faptul că brate-și trăia din gloria lui. La a până în adânc cu inimii pierderea Petronelei, dar continua să ia apărarea lui Brateș. Într-o zi am încercat să-i deschid ochii, dar de m-a cu vorbe grele. Tu, lepădătură de cafenea, să nu te amesteci într-o lume care nu-ți aparține. Credea că mă jignește. În lumea mea nu există un alt de Brateș. Se sizez în spusele lepădăturii de cafenea o contradicție și nu mă jene să o pun în lumină. Aseară de dădeai de înțeles că vărul dumii s-a sinucis din prigina lui Brateș. Iar acum aflu că totuși nu, numai că nu-l condamna, dar îi lua și apărarea. În adâncul ochilor se aprinde un licăr care îi spiritualizează fața. <gângh> cum să vă spun, domnule capitan, vărul meu a fost totuși un orgolios. Arăta mereu că e undeva prea sus față de nimic nici a vieții, în realitate însă era mistuit de o suferință grea. Nici o clipă nu mă îndoiesc că din pricina maestrului și-a pus capăt vieții. Eu însă știu că a fost ucis, îi dau replica în gând și degeaba încerci să mă convingi că s-a sinucis. Cum a primit Cristian Luca știrea că tatăl său l-a dezmoștenit? Îmi susține privirile. Firesc, de parcă s-ar fi așteptat la o asemenea lovitură. E adevărat că intenționa să atace în justiție testamentul. Inventez eu o minciună. Pascaru zâmbește cu indulgență. Nici de cum, mi-a spus doar atât. Să nu crezi că ai să poți să risipești valorile de artă din casa noastră. Există o lege de ocrotire a operelor de artă și asta mă liniștește ajung în mod firesc și la piatra de încercare a sincerității lui Hennessy. Când ai stat ultima oară de vorbă cu vărul dumitale? Îmi răspunde direct, fără să șovăie. În ziua sinuciderii la el acasă. Nu era în apele lui, sufera de pietre la rinic și presimțea apropierea unei crize. Da, ce brusc privirea este încordată. Trebuie să fie ajuns la o anumită concluzie, fiindcă se hotărăște să continue. Cu vreo două săptămâni în urmă mă rugase să-i fac gros de o fiolă de morfină. Crizele de rinichi îl traumatizaseră și numai gândul unei eventuale crize în îngrozea de moarte. Voia să aibă fiola în casă pentru orice eventualitate, să-și o injecteze singur. De ce? Doar putea să apeleze la salvare. L-a apățit-o odată, a chemat salvarea care a venit după vreo patru ceasuri. De atunci nu mai vrea să audă de ea. Avea în casă toate ne cele necesare unei injecții? Nu știu, am vrut însă să-l ajut. Îl văzuse mai de mult în plină criză chinuit de dureri groaznice. Și pentru că am o prietenă la clinica de oncologie, o asistentă, Victoria Mocanu, i-am făgăduit să-i fac rost. M-am dus la ea, tot aveam eu nevoie de un control medical. Sufer de ceva? De la o vreme mă cam supără ficatul. Mi-am zis să-mi puși doi iepuri deodată. Victoria Mocanu mi-a înlesnit un consult, dar în privința fiolei m-a refuzat categoric. Am trecut deci pe lavărul meu să-i spun că mi-e e imposibil să-mi respect făgăduiala. În ce stare sufletească l-ai găsit? Deși am stat la Cristi mai bine de o oră, n-am prea discutat. Era acru, și turn, pre, simțea criza. Zăcea muleșit în pat și asculta muzică. Avea niște imprimări excelente. Casetofonul eu îl procurasem. Tresar. A observat sau nu, puțin mă interesează. A pomenit însă de casetofon. Întreb. Cam în jurul cărei ore ai plecat de la el? Rămâne câteva clipe pe gânduri, apoi îmi răspunde. Cred că în jurul orei patru și jumătate. Tace așteaptă reacția mea, în general, pare surprins de ultima mea întrebare. La plecare ai luat cumva casetofonul? Cum să-l iau, doar era al lui. L-am lăsat ascultă muzică. O muzică tristă și apăsătoare. Casetofonul a dispărut. Noutatea lui este, exclamă. Incredibil! L-am văzut doar acolo pe covor cu ochii mei. sinea mea m mira mirat că ține aparatul cu microfonul conectat. Dacă îl cred, îmi spun, atunci trebuie să accept supoziția că hoțul aparatului este una și aceeași persoană cu asasinul, adică cu lucreția Budescu. Readuc discuția pe făgașul anterior. Apropo de morfină, în cele din urmă izbutise să-și procure o fiolă? Nu, cel puțin așa mi-a spus. În afară de asistenta Victoria Mocanu ai mai apela la cineva pentru morfină. La Petronela. Am întâlnit-o cu totul întâmplător pe bulevardul 6 martie în fața la Cireșica. M-a întrebat ce mai știu de Cristi, i-am povestit în ce stare se găsește cu rinichii lui și cu ocazia asta am rugat-o pe ea. Nici n-a vrut să audă. Ar fi avut de unde să-i facă rost? După părerea mea, da, e în practică la oncologie singurul loc de unde în zilele noastre mai poți să să-ți procuri pe sub mână câte o fiolă de morfină. Mă declar mulțumit de desfășurarea discuției cu Tudorel Pascaru, zis Hennessy. Sinceritatea lui m-a convins, mi-a dezvăluit natura relațiilor dintre student și profesorul său. Tânărul din fața mea, moștenitorul bătrânului Lucaci, le pădătura de cafenea, este convins că tocmai aceste relații l-au determinat pe Cristian Lucaci să-și vâre capul în ștreang. Hm, dacă ar afla că nu s-a sinucis ce a fost asasinat, cum ar reacționa? Bă, că nu pot încă să-mi deschid gura și să rostesc adevărul. Mai am nevoie doar de câteva probe. Consider convorbirea încheiată. Îi mulțumesc pentru o și omul se ridică și pleacă între ale lui, la fel de indiferent și rece precum a venit. Ce lepră!" exclamă povară scârbit sărind în picioare. O lepră cu noroc!" completez. Te-ai gândit că dumna lui ar putea să fie asasinul?" Nu răspund imediat. Mă ridic, îmi aprind o țigară și fac câțiva pași prin birou, apoi mă opresc în fața lui povară și-i declar ritos. Nu, nu m-am gândit și refuz să mă gândesc. Până nu fac deplasarea la spitalul nou și nu iau o probă după amprentele lucreției Budescu, nu mai încaleg nicio altă ipoteză. E clar? Departe de povară gândul de a mă contrazice. Se întoarce resemnat la dosarul său, nu înainte de a-mi aminti că s-ar cuveni să-i telefonez lui Lili. Mă duc la aparat, ridic receptorul, dar chem garajul. Capitanul Roman la aparat. Trimite-ți o mașină de serviciu la poartă. Cobor imediat.